1001 de povești de înțelepciune. Pentru tineri de toate vârstele. Spuse de Mirona Ioana Tatu. Grănicerul. Poveste din Austria. Era odată un grănicer elvețian care făcea de pază la granița cu Austria. Lucra acolo de mulți ani și era tare mândru de slujba sa. Într-o dimineață, un biciclist austriac dori să treacă granița. Montat pe ghidon, avea un coș plin cu nisip. Un altul i-ar fi făcut pur și simplu semn să treacă. Însă, grănicerul elvețian, nici gând. Aduse în schimb un pieptene special păstrat pentru astfel de ocazii și începu să caute prin nisipul din coș. Vedeți, dumneavoastră, îl bănuia pe austriac de contrabandă. Nedescoperind nimic altceva în afară de nisip, îi dădu în cele din urmă voie să treacă. Același lucru se repetă și ziua următoare și tot așa. Deși nu găsea niciodată nimic, continuă să caute zi după zi timp de 30 de ani. În cele din urmă, grănicerul îi spuse austriacului: "Trebuie să te întreb un lucru care mă frământă de mulți ani. Azi e ultima mea zi de serviciu. Mă pensionez și în toți acești ani te-am suspectat de contrabandă. Acum, te rog, trebuie să aflu, ești sau nu contrabandist?" Austriacul ezită o clipă, dar elvețianul îl liniști: "Nu-ți face griji, îți dau cuvântul meu de onoare că nu te reclam, dar trebuie să știu." "Prea bine," zise austriacul. "Atunci o să-ți spun. Fac, într-adevăr, contrabandă." "Aha," zise grănicerul, "știam eu. Cu toate astea, în fiecare zi ți-am controlat coșul și nu aveai nimic în afară de nisip. Spune-mi, te rog, cu ce făceai contrabandă?" "Cu biciclete." "Cu adevărat, crezi că pot să te mântuiesc?" O poveste isihastă. Un alpinist voia să urce pe un munte înalt și periculos. A început așadar peripeția sa după mai mulți ani de pregătire. Dar fiindcă voia slava numai pentru el însuși, a hotărât să se cațere pe munte singur. În timp ce urca, a venit noaptea.
Era o noapte grea și bărbatul nu vedea nimic. Totul era negru, nici cea mai mică vizibilitate. Luna și stelele fuseseră acoperite de nori. În timp ce alpinistul urca și mai avea câțiva metri până la vârful muntelui, a alunecat și a căzut în gol cu mare viteză. În timp ce cădea, bărbatul nu vedea decât niște puncte negre și avea sentimentul unei mari greutăți care îl trăgea în jos. Continua să cadă și în acele clipe ale marii groaze ce-l cuprinsese, i-au venit în minte toate episoadele bune și rele din viața sa. Acum se gândea cât de aproape era de moarte, când, deodată, simți o smuncitură puternică. Trupul său rămăsese spânzurat în aer. Numai funia, prinsă undeva deasupra, într-un ultim cârlig, îl mai ținea în viață. În acea clipă a strigat cu putere: Dumnezeul meu, ajută-mă! Deodată, un glas ce venea din cer i-a răspuns: Ce vrei să fac? Mântuiește-mă, Dumnezeul meu! Cu adevărat, crezi că pot să te mântuiesc? Da, cred că tu poți. Atunci, taie funia care este legată la mijlocul tău. Dar nu a tăiat-o. A doua zi, echipa de salvare a anunțat că un alpinist a fost găsit mort, înghețat, iar trupul său era agățat de o funie. Mâinile sale țineau strâns funia la numai 3 metri depărtare de pământ. Oare știm cu adevărat să ne rugăm? Milostive. Câteva povești de Anthony de Melo. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Rugăciunea păcătosului. Când păcătosul a fost întrebat de ce intră în templu fără niciun fel de teamă, el a răspuns: Nu există niciun om pe care cerul să nu-l acopere. Nu există niciun om pe care pământul să nu-l susțină. Oare nu este Dumnezeu cerul și pământul nostru al tuturor? Fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Rugăciunea omului avar. Un om avar se ruga în biserică: Doamne, fie numele Tău lăudat de-a pururi. Dacă mi-ai da 100.000 de dolari, aș da 10.000 de dolari săracilor.
promit că o voi face. Dacă nu mă crezi, poți să-i scazi de la bun început și să-mi trimiți diferența. Ție, unuia, am greșit și rău înaintea ta am făcut, ca să fii îndreptățit într-o cuvintele tale și miruitor când vei judeca. După război, o bătrânică a fost întrebată cum a supraviețuit bombardamentelor. Bătrânica a răspuns: Dumnezeu a fost tare bun cu noi. Ne-am rugat tot timpul și bombele au căzut în cealaltă parte a orașului. Ceilalți. Două povești de Bruno Ferrero. Un tată cu fiul său ședeau unul lângă altul într-o biserică. Brusc, copilul îi dădu un cot tatălui și râse răutăcios. Tată, uite, omul de colo doarme. Tatăl îl privi pe copil foarte serios și răspunse: Ar fi mai bine dacă ai dormi și tu, în loc să vorbești urât despre ceilalți. Yeah.
câțiva bătrâni se duseră să-l vadă pe Ava Pimen și îl întrebară: ce credeți, când în biserică îi surprindem moțăind pe frații noștri, este bine să-i pișcăm pentru a-i trezi? Bătrânul răspunse: dacă aș vedea un frate moțăind, i-aș sprijini capul pe genunchii mei și l-aș lăsa să se odihnească. Cu toții ar trebui să redescoperim ce înseamnă indulgența, mila, bunătatea. Poveste din Irak. A fost odată în Bagdad un negustor care și-a trimis servitorul la piață după provizii. Acolo, acesta se trezi față în față cu moartea, care îl țintuia cu privirea. Speriat, se întoarse de grabă acasă. Stăpâne, imploră el, trebuie să mă salvezi! Tocmai m-am întâlnit la piață cu moartea, care se uita la mine. Ce mă fac? Stăpânul se gândi în grabă. Ia calul meu și fugi cât de repede poți la Samara. O să ajungi în oraș pe înserate. Te ascunzi acolo, astfel că moartea n-o să te găsească. Servitorul a făcut întocmai, iar stăpânul s-a dus și el la piață să ia moartea la întrebări. Ce înseamnă asta? Zise negustorul când se întâlni cu aceasta. De ce l-ai speriat în așa hal pe servitorul meu? N-am vrut să-l sperii, răspunse moartea. Dar ca să-ți spun sincer, eu am fost și mai șocată. Am rămas mască să-l văd aici, în Bagdad, când știam că avem întâlnire la Samara în seara asta.